lase laici și fiți credincioși. Atmosfera de la o slujbă de mormântare a monahilor este o realitate firească a lucrurilor, care ar trebui în același fel să se întâmple și la mormântarea oricărui om din această lume. Vedeți dumneavoastră că noi nu stăm în fața unei tragedii. Noi stăm, de fapt, în fața unei alte dimensiuni, pe care o cunoaștem doar prin ghicitură, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, dar pe care o cunoaștem pentru că ni s-a revelat și o avem scrisă în Sfintele Scripturi. Și pe ea, această realitate ne-a propovăduit-o Domnul nostru, Iisus Hristos, a împărăției cerurilor, a vieții veșnice, pentru cei care s-au pregătit, și a împărăției celui rău, pentru cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu și se fac asemenea demonilor sau chiar mai rău decât ei. Spuneam în duminica trecută că diavolii cred și se cutremură, sunt oameni care ne cutremură când îi auzim să spună că ei nu cred în Dumnezeu, făcându-se mai rău decât demonii. Și să mă întorc. Iubiții mei, acesta este firescul lucrurilor la sfârșitul vieții noastre. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne primească în împărăția Lui și să dobândim viața veșnică. Două lucruri ne învață astăzi un stih care se repetă în slujba mormântării, și anume acela: al Tău sunt eu, mântuiește-mă. Ce înseamnă acest stih? Că noi nu aparținem acestei lumi. Noi n-am fost creați pentru această lume. Noi am fost creați pentru împărăția lui Dumnezeu. Aici am fost izgoniți datorită păcatului strămoșesc. De aceea, oricât de bine am trăit în această lume, tânjim după Dumnezeu și după împărăția Lui. Tânjim după raiul pe care l-au pierdut protopărinții noștri, Adam și Eva. Așadar, acest stih ne descoperă că noi nu aparținem acestei lumi, ci aparținem unei alte dimensiuni, și anume împărăției lui Dumnezeu. Aici suntem cetățeni trecători, și ne vom înveșnici ca cetățeni în împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, acest stih ne învață că noi nu ne aparținem nici nouă, că noi aparținem lui Dumnezeu, Cel care ne-a creat. Aceasta vrea să facă monahul, să demonstreze încă din această lume că el nu se aparține lui, că îi aparține lui Dumnezeu și se dăruiește total lui Dumnezeu. Îi dăruiește lui Dumnezeu și mintea lui, și lucrarea mâinilor lui, și mai mult decât atât, îi dăruiește lui Dumnezeu inima lui. Zicându-și adesea în viață că nu își aparține, ci îi aparține lui Dumnezeu total. Cu aceste gânduri, iubiții mei, că aparținem lui Dumnezeu și împărăției Lui, aș vrea să înțelegeți că moartea nu este o tragedie și că în momentul trecerii din această viață trebuie să ne comportăm normal și firesc. Să plângem, dacă lacrimi de nădejde, așa cum ne învață Scriptura. Poate că n-ați văzut foarte multe lacrimi vărsându-se astăzi pentru Maica Antonia, deși Părintele Ionuț toată liturghia lăcrimat, înțelegând din aceasta că monahii au sentimente și nu trăiesc, deși sunt străini unii altora, nu trăiesc ca străinii, ci trăiesc într-o comunitate unde se dorește o comuniune cu oamenii, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului,
cu Sfinții și cu Îngerii Lui. Și în comuniunea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Îngerii și cu Sfinții, nu se varsă lacrimi. Și dacă se varsă, acelea sunt de sublimă bucurie. De aceea, la o slujbă de mormântare, trebuie să plângem, dar cu lacrimi de nădejde și, dacă se poate, cu lacrimi de bucurie duhovnicească. Pentru că, în sfârșit, de pildă astăzi, Maica Antonia se întoarce la Dumnezeu. În sfârșit, dorul ei nesfârșit astăzi se stinge, pentru că dobândește ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Pe cine? Pe mirele ei cel iubit, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.